E greu să schimbi țara în general, e greu să schimbi școala, să te transferi de la o școală la alta, dar e și mai greu atunci când nu cunoști limba și când este ultimul an de liceu și trebuie să dai bacul într-o limbă străină. Era destul de stresant și era un cerc teatral în școala italiană în care studiam. Și m-au sfătuit învățătorii mei să mă înscriu la acest cerc teatral pentru că nu conta faptul că nu vorbeam italiană bine și adică arta ne conectează pe toți. Și m-am înscris, m-am simțit foarte bine în sfârșit după luni și luni de bocete și de fapt că nu aveam prieteni, în sfârșit m-am simțit bine, m-am simțit că pot să fiu eu însumi între acești tineri artiști, pentru că nu... Pentru că eu aveam o mentalitate mai deschisă decât ceilalți și m-am simțit în apele mele, în acest grup teatral. Și după ce am dat bacul, am decis să continui la nivel profesional cu teatrul, actoria, televiziunea, cinema, etc. Jumătate de viață am trăit-o în Republica Moldova și după asta am plecat și se primește că cealaltă jumătate am locuit peste hotare. Nu am locuit doar în Italia. De fapt, am lăsat Italia în 2012, când am luat diploma la facultate. Am plecat în Statele Unite la studii și după asta am locuit doar în Statele Unite și Londra. Deci, Italia a fost casa mea după Moldova. Și deocamdată sunt atașată de Italia pentru că părinții mei locuiesc în Italia. A fost foarte greu și nu pot să zic că eu studiam în liceu, în Chișinău și eram între primii în clasă, aveam cercurile mele după școală, de prieteni, de studii, diferite activități. Și când am schimbat țara, desigur, nimeni nu m-a impus, a fost o decizie a mea. Întotdeauna doream să am experiență peste hotare, să studiez în școli din Europa Occidentală și mi-am împlinit visul, dar a fost foarte greu. Am trebuit să studiez o limbă nouă, eram într-un oraș mic în Italia, italienii sunt foarte naționaliști, nu toți, dar în orașele mai mici evident nu se uită bine cel puțin când eu eram acolo, nu se uită bine la imigranți. Și fiind într-un orașel mic, acești tineri au o mentalitate mai închisă și în școli, știți cum sunt teenagerii, alții sunt mai răutăcioși, chiar cred că și în Moldova sunt persoane care la nivel de școală încă sunt cu mentalitatea, trebuie să se dezvolte. Și da, n-a fost ușor, dar m-am simțit mult mai bine când am mers la facultate, pentru că la facultate era cu totul o altă energie, erau tineri din diferite locuri, din diferite părți Italiei, din diferite țări din Europa și era totul o altă mentalitate. Eu am mers la facultate în Milan. Milanul este un oraș mult mai internațional și acolo m-am simțit mult mai bine. Și după Milan au urmat Statele Unite, etc. Dar primii 3 ani, după ce am lăsat, am plecat din Moldova, n-a fost ușor și au fost multe obstacole. Când am mers în Statele Unite, eu am studiat la Actor Studio, este un club pentru actori foarte important, renumit în toată lumea, pentru că au fost mulți actori celebri care au colaborat cu Actor Studio, chiar și Al Pacino, chiar și Martin Landau, mulți. Pe vremuri încă era și Marilyn Monroe. Personajul cu care am colaborat a fost, în primul rând, pe mine m-a acceptat la Actor Studio premiul Oscar Martin Landau, atunci el era directorul artistic și după asta, când am început să studiez actoria la Hollywood,
am început să iau și proiecte în Europa, proiecte destul de importante. Am lucrat în seriale pentru Rai, Rai 1 în Italia, pentru Bavaria Studios în Germania, la canalul ZDF și Elveția. Da, au fost colaborări importante. La nivel de Statele Unite am colaborat într-un film cu Michael Fassbender, am lucrat cu Rebecca Ferguson, am filmat serialul Arma Letală pentru Warner Brothers. Adică au fost colaborări extraordinare și când mergi pe platou la filmări și vezi aceste proiecte enorme unde sute și sute de persoane sunt acolo să filmeze scenele pentru proiect, nu-ți vine să crezi, wow, unde am ajuns, e adevărat ce mi se întâmplă. Și pot să zic că totul a fost prin munca, susținerea profesorilor care le-am avut, care mi-au dat curaj, dar proiectele care le-am luat la nivel internațional au fost toate printr-o probă. Adică am fost, am dat proba și am luat rolul. N-au fost ceva unde zici că prin contacte speciale sau prietenii speciali. Nu, într-adevăr a fost, am simțit această meritocrație când în America. N-am simțit-o în Italia, n-am simțit-o nicăieri, nici aici la Londra, cum am simțit-o în America. Faptul că dacă depui efort la ceva și într-adevăr îți dorești ceva mult și lucrezi la arta ta, dar nu contează ce lucru ai ca actor, dansator sau în alte domenii, dacă depui efort, pasiune, într-adevăr vei vedea rezultate. Și asta am observat-o foarte mult în America. De fapt, consider că în următorul an am să mă stabilesc cu trial în America full-time, pentru că cel puțin pentru mine, ca artist din Europa, din Republica Moldova, America a fost o țară, într-adevăr, care m-a apreciat și întotdeauna a fost interesată în rădăcinile mele. Întotdeauna persoanele au fost interesate de unde vii, cum e acolo, care este background tău, ce ai făcut. Adică sunt curioși, nu sunt ceva dacă au venit dintr-o țară săracă, ok, nu ești în cercul nostru, pentru că noi suntem într-un cerc mai aristocratic, etc. Și asta pot să zic că eu niciodată n-am visat să locuiesc în America, dar faptul că am studiat acolo așa mulți ani și am lucrat după la proiecte importante, mi-a schimbat părerea total despre Statele Unite. Și încurajez pe toți, dacă au posibilitatea, să călătorească cât mai mult, să viziteze cât mai multe țări și facă opinia lor personală. Din păcate, vorbesc română foarte puțin. Vorbesc doar în engleză, 90%. Și de atâta o să leacă așa, mai lentă. Ok. Așa, deci am avut susținere din partea Italiei, cum ziceam. Acolo am terminat școala, acolo am studiat la universitate. După asta am avut o experiență extraordinară cu Germania, așa că nu zic toată Uniunea Europeană. Eu povestesc despre experiențele mele și țările în care am lucrat și cu persoanele cu care am colaborat. În Germania am avut, întotdeauna am avut așa o conectare foarte ciudată și foarte pozitivă, pentru că eu, germană, am început să studiez în Moldova. Și totdeauna mi-a fost greu, pentru că este o limbă complicată, nu e ceva, o melodie ușoară, cum ar fi italiana, franceza, spaniola, e ceva complet diferit de la limba română. Și n-am fost așa, n-am depus foarte mult efort în germană. Dar, în viață, după mulți ani, am primit colaborări extraordinare în Germania. Am jucat roluri foarte frumoase în proiecte superbe pentru televiziunea germană. Am jucat în două seriale extraordinare, proiecte foarte, foarte mari.
unde eram italiancă, rolul meu era italiană, imigrat în Germania. Deci, trebuia să vorbesc limba germană cu accent străin. Și în cazul ăsta eram italiană. Și primul meu proiect a fost în Germania, Gotthard. Este un serial despre care povestește istoria adevărată, construcției tunelului Gotthard și toate sacrificiile care s-au depus pentru a construi acest tunel. Și rolul meu este o fată din Italia care pretinde să fie băiat, pentru că femeile nu le lăsau să lucreze în tunel, așa se vorbea că aduc nenorociri. A fost foarte frumos. Atunci m-am frezat scurt, pentru că așa a vrut regizorul. A zis că noi acceptăm doar pe Silvia dacă ea decide, dacă zice ok pentru punzătura de băiat. Și asta, da, a fost superb. A fost superb. Am filmat în Germania, am filmat în Elveția și în Prague. Da. Iar a doilea proiect, care a fost și mai extraordinar pentru cariera mea, pentru că jucam rolul principal a Giulietei, se numește Bella Germania, este un serial și foarte mulți moldoveni care locuiesc în Germania, în Elveția, mi-au scris mesaje extraordinare după ce au privit acest serial, pentru că, într-adevăr, a fost ceva de suflet. Jucam rolul Giulietei, este o iarăși imigrantă din Italia, în Germania, în anii 50, 60, 70, adică se povestește istoria acestei femei. Și evident, eram foarte conectat cu acest personaj, pentru că și eu am lăsat țara mea și am mers să-mi caut soarta în altă parte. Așa, deci, să spun, și după asta, evident, locuiesc la Londra. Așa că am lucrat în Italia, am locuit în Italia, în Germania, am lucrat la proiecte extraordinare și în Marea Britanie. Am lucrat foarte mulți ani aici. Eu, de când eram în Moldova, la școală, întotdeauna am visat să merg în Europa să studiez. De fapt, visul meu de mic copil era să studiez în Londra. Dar soarta m-a dus spre Italia și la urmă tot la Londra am ajuns. Cred că este foarte bine pentru Moldova să facă parte din Uniunea Europeană, să putem vinde produsele noastre, să promovăm lucrurile noastre pentru toată Europa, să nu fie ceva complicat. Suntem vecini, vorbim o limbă latină, este foarte frumos, chiar acum am privit Eurovision câteva serii în urmă și e atât de frumos să privești toți artiștii care își duc, fiecare e diferit, dar totuși suntem atât de vicini unul de altul și e atât de colorat. Fiecare cultură e atât de colorată, avem așa multe să împărtășim. Și nu vreau să fie hotare care întotdeauna să ai atâta birocrație ca să mergi undeva să vizitezi. Cred că faptul că dacă Uniunea Europeană își deschide brațele pentru Moldova, va fi și mai puțin tineri care vor să fugă din țară. Eu, spre exemplu, am avut întotdeauna, eram dezamăgită de atâta birocrație, pentru că când eram mică trebuia să faci viză întotdeauna, să mergi undeva. Chiar era o perioadă, chiar și când pentru România trebuia să avem viza. Și mi-amintesc ore și ore de birocrație la ambasadă. Dar cred că dacă este ușor să vizitezi locurile în vacanță, să mergi la studii câteva luni, să faci un schimb cultural, cred că tinerii nu vor dori să emigreze permanent din țară. Pentru că ai posibilitatea asta să vizitezi și pe urmă să revii la Baștina. Dar când eram eu, în perioada mea, de când mă știu până la 16 ani, întotdeauna a fost greu. Și la un moment dat, câțiva ani în urmă, în sfârșit, verișorii mei, rudele mele au putut să viziteze Italia,
Germania, fără probleme, fără viza. Și a fost extraordinar. A fost... E foarte frumos faptul acesta și cred că este important pentru noi să fim integrați în Uniunea Europeană. Avem multe să dăm la nivel cultural, avem tineri foarte talentați și cred că ne va ajuta mult să fim parte de o putere mai mare. Dar asta nu înseamnă că suntem mici și că nu avem ce împărtăși. Avem foarte multe posibilități să contribuim la o creștere, dezvoltare comună. Am amintiri extraordinare despre Moldova, copilărie mi-am petrecut-o în Moldova și copilărie este perioada cea mai frumoasă, când nu ai probleme, când doar ești, savurezi momentele. Și întotdeauna am să țin la Moldova și nu știu dacă am să revin să locuiesc în Moldova, dar mi-ar plăcea să colaborez cu artiștii Moldova. Mi-ar plăcea mult. Ultima dată când am fost în octombrie, anul trecut. Și, într-adevăr, aveam nevoie de această săptămână în Moldova la nivel psihologic, aveam nevoie să-mi revăd patria. Și cred că ar trebui să fac cel puțin în fiecare an o vizită. Da, evident, am prieteni, am rude în Moldova, care mi-ar plăcea să-i văd mai des. Dar planul pe viitor, cum am început interviul, cred că va fi să lucrez mai mult în Statele Unite și să mă stabilesc în Statele Unite full-time. Dar sunt deschisă la aventura vieții, la diferite oportunități și asta îmi place probabil din profesia mea ca actriță, că niciodată nu știi unde vei filma următorul proiect și poate va fi Moldova, cine știe. Ok, vă doresc o zi frumoasă. Și tinerilor le doresc să aibă curaj să urmărească propriile vise.